Unde să găsesc iubire? Unde să mă adăpostez? Unde dacă nu la tine, Dumnezeul meu? Unde să găsesc iubire? Unde să mă adăpostez? Unde dacă nu la tine, Creatorul meu? Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire am găsit mereu. Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire eu găsesc mereu. Unde se găsesc în lume tați și mame să mă aline? Unde dacă nu la tine? Unde dacă nu la tine? Unde se găsesc în lume tați și mame să mă aline? Unde dacă nu la tine? Unde dacă nu la tine? Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire am găsit mereu. Doar la tine, doar la tine, Dumnezeul meu. Fericire și iubire eu găsesc mereu. Poate că sunteți surprinși de faptul că am început cu muzică și nu vă așteptați sau nu v-ați așteptat niciodată să avem invitat ca și fratele Eugen. O să-i spun eu prima oară numele, deși în mod normal poate că a trebuit să-l zic lui, să spună el numele, să se prezinte, dar bineînțeles că mai încolo. Dar am pus neapărat să începem cu o cântare. De ce? Pentru că și noi suntem iubitori de muzică și suntem aici în grupul nostru, în formația noastră, suntem și creatori de muzică. Așa că ai venit, frate Eugen, într-un loc unde muzica e la aia acasă și să știi că și cuvântul e la casă. Așa că bine ai venit, frate Eugen, la noi în emisiune. Bine v-am găsit și chiar mă bucur pentru că pentru mine este o onoare deosebită să pot să-L mărturisesc pe Dumnezeu în toate situațiile în care mă aflu pe acest pământ. Slavă Domnului! Referitor la muzică, și eu eram un copil, am prin harul Domnului, mai am 4 luni și fac 67 de ani pe pământul mulți ăsta. Înainte. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Și mi-aduc aminte, eu am fost un copil care mama era cam sărăcuță, așa, muncea cu ziua, era vremurile prin 60. Voi nu erați pe atunci, ați venit mai încoace pe pământul ăsta. Și prin 63-64, așa, vedeam filme de astea cu spanioli, cu tare și cu chitară, așa îmi doream să am și o chitară. Zic, ia mamă și mie o chitară. Ce chitară îți trebuie ție, măi, zice. Și m-am luat o căldărușă de aia de 3 kg de plastic și știi ce făceam? Mama a fost tare inteligentă, am cui și samun, știi? Luam căldărușa aia și culegeam fructe, mai ales vișine cu tare, le duceam la vânzare și mi-am strâns mani și mi-am luat o chitară. Și așa de București dormeam cu ea, așa dormeam prima noapte cu ea, dar eu nu știam, zdrângăneam, făcea mama, măi, așa frumos știi să cânti, mai cântă pe dealul ăla pe acolo, pe undeva. Îți dai seama și frumos, pentru că mi-am dorit chitara. Mă trimitea mama să aduc mâncare la porci și la găini și unde era tarlaua de buruiană, treceam pe acolo, era un strand și o prindeam, mă cea la scăldat, că eu am ceva cu Ion Creangă, avem ceva așa, comun. După ce mă sărua dar acolo dacă cântam la o chitară, rămânea și porcul și găinile flămânziu, eram toți trei în post. Și aia am început să cânt, zdrângă, și s-a lipit muzica de... Așa. Eu nu știu... N-ai avut niciun profesor, nimic niciodată? Fără... Nu mai...
era, de mic am fost așa cu când vedeam cum... Și am învățat unul câteva... Cu furatul, cum a zis unul. Cu furatul. Meseriei. Meseria se fură, așa e. E adevărat că meseria se fură. Da. Păi a zis cineva că la român totul se fură. O zic că se fură mireasa, se fură din priviri, adevărul se fură că... meseria. Și Biblia am furat-o. Da. 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 Unul dintre lucrurile pe care vreau să le... Cel puțin eu am văzut că așa... Să zicem, oamenii s-ar putea pe internet să te cunoască. Eu, la noi, biserică mai fost de multe ori. Eu personal, eu te mai cunosc, dar oamenii, să zicem, poate că nu. Dar una dintre lucrurile care probabil că au sărit în ochii multora, cel puțin pe internet, a fost ambientul și locul în care cânți. Am văzut că ai un auditoriu extraordinar. Am văzut 40-50 de capre. Și măgari, vreo 60 de măgari. Să vezi că la măgari cum stau și caprele. Să știi că și animalelor le place la animale muzica. Să știi ceva? Din asta după tine când mergi cu ghita. E mai mare dragul. Da. Omul e înstrat cu calități extraordinare, numai cu oamenii. Sunt prins în acest război spiritual, oameni nu cunosc adevărul și de multe ori sunt sclavii a unui domnitor care îi specie pământ, care se numește diavolul. Oameni nu cunosc. Și eu am fost mulți ani robia diavolului și știu ce vorbesc. De unde ești dumneavoastră? Din ce zonă ești? Eu, normal, sunt moldovean, sunt născut în orașul Huș, județul Vaslui. Așa, acolo sunt mulți bețivi. Eu am fost bețiv, știu, așa. Și... acolo m-am născut pe malul Prutului, la vreo 16 km de Prut. Acum am dau seama de ce împărțiți, cu Ion Creangă. Păi vedeam când eram mic. Moldoveni amândoi. Citeam poveștile lui cu Harapal, cu Sătilă, cu Ochilă, cu ăștia, cu Flămânzile. Da, la cu Sătilă, pe vremea aia cu Sătilă era... Da, era și cu Sătilă. A fost și eu cunsătat mult timp. Da, și ce am vrut să întreb? Căsătorit? Copii? Căsătorit, băiat căsătorit, am băiat căsătorit, patru nepoți. Băiatul mă bucur din toată inima că și el a primit pe Domnul viața lui acum 10 ani. Este un bun familist, plus de asta e și evanghelist. Mă bucur din toată inima că mă dăm un băiat care a înțeles cauza Evangheliei. Vreau să întreb ceva înainte să întreb, că de fapt emisiunea asta vreau să o facem noi pe chestiunea mărturiei personale, limitale. Dar vreau să întreb înainte de asta. Cum împacă omul Eugen Burghelea treaba asta cu, eu știu, viața de zi cu zi, cu nevoile ei și mai departe, și viața de evanghelie sau de om care merge și duce Evanghelia prin cântare, prin vorbire și mai departe, prin... Eu știu, acum pot să spun, chiar să mă bucur din toată inima, eu am trei activități. O dată sunt pensionar, n-am nicio treabă, vine poșta la lună. Că e mult, că e puțin, dar vine. E plătită meseria asta. Dar mai important, sunt evanghelist de vreo 20 de ani de zile. Și sunt și patru ani. Am vreo 40 de fabrici de care produce lapte. Nu fabrici care prelucrează lapte. Care produce. Vreo 40 de capre și sunt tare bucuros. Am de toate. Eu chiar sunt fericit cu adevărat. Vă spun ceva. Și faptul că duc Evanghelia mai departe, o fac cu toată bucuria, cu toată devoțiunea și cu toată plăcerea. Nu te-ai săturat așa nu, după ani? Nu, mă pot sătura. Știți de ce nu mă pot sătura? Pentru că mă simt util față de Dumnezeu, care a trimis pe alții după mine acum 26 de ani. Când eram în lanțuri, în cătușii, prin închisori, în prăpăd, în pierzare, Dumnezeu a avut milă de mine, n-am decât să-L laud în fiecare zi pe săturate, nu așa, trei vorbe și o vorbă, că datorită dragostei Lui trăiesc. Slavă Domnului! Și trăiesc chiar foarte bine. Eu n-am ce să mă plâng. Sănătos sunt, puternic sunt. Fac multă gimnastică, beau multă apă, așa, sunt echilibrat și la capitolul mâncare și așa mai departe. Cu oamenii mulți se îmbolnăvesc pentru că nu știu să se echilibreze, da. Sigur, da, sigur, da. Dacă ar fi acum să faci o retrospectivă a vieții de dinainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, da. Și dacă ar trebui să le spunem oamenilor sau să le spunem dumneavoastră oamenilor de unde te-a scos Dumnezeu, pentru că fiecare dintre noi avem un loc numit fundul mocirlei. Exact. Da? Pierzării. Dacă, care a fost fundul mocirei pierzării pentru dumneata, locul din care te-a scos Dumnezeu și te-a dus la mântuire? Eu m-am născut într-o familie ortodoxă. Mama era o femeie ortodoxă, practicantă. Eram un prichindel de vreo 8-9 ani și mă ducea la biserica ortodoxă, Sfântul Dumnezeu, mi-aduc aminte. Mama era cam autoritară.
mă îmbrăca frumos, mă ferchezuia frumos, duminică, așa, cu tare. Și îmi spunea mama, măi, fii atent aici. Intrăm în Sfânta Biserică, să nu cumva să rămână vreo icoană nepopată, că nu știu ce s-o, gata, mama, e, trebuia să execut, că dacă nu o furam, ca să ia. Și mă punea mama și pupam toate icoanele, icoanele erau pe două rânduri, sus, 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 sus. Făcea mama, măi, să nu cumva să pupi icoane fără să faci cruci. Făceam cruci, așa, cu duh din râvnă, așa, și le ștamplam și le pupam. Și erau icoane pe două rânduri și mama făcea și gimnastică, sus, jos, sus, jos, băi, asta era. Da. Pupam icoanele. După aceea, să știi că și atunci, eu dacă stau să mă gândesc bine și chiar mă gândesc foarte bine, de atunci am înțeles eu ceva despre Dumnezeu. Că să știți că și în preoții îi spun lucruri importante pentru binele umanității, dar trebuie să mai spună ei ceva. Ei nu prea pun pres pe nașterea din nou. Dar și pupam icoane, mama avea acasă candelă, avea icoane ce avea pe acolo și... dar nu puteam să suport morții. Când murea câte unul, eu mă țeam la mort când plăcea că mă țeam la colivă. Că asta îmi plăcea, coliva. Măi, frate, când murea câte unul, gata. La noi în Moldova se face pomană. Așa, mă țineam pe lângă popă pe acolo cu Dani. Și când era cu colivă, cu două, colivă cu bomboane. Când a fost mic, am mâncat colivă cu bomboane. Când a fost mare, am mâncat colivă fără bomboane. Arpacaș la pușcărie, știi, ca și... Și... Mama mă învăța, săracă, și ea, na, mă ducea la împărtășanii, la spovedanii, cum era, dar m-a prins și satana. Pentru că, să știți un lucru, dacă un copil n-are, în casa noastră n-a existat cuvântul vieții, cartea Sfântă Biblia. Deci, sunt oameni care nu pun preț pe această carte din maximă valoare, că dacă acum ar pune preț pe ea, și cât e puțin în fiecare zi, cât e un psalm, cât e, omul imediat intră într-o sferă de asta de ascultare față de Dumnezeu și pot să spun că intră într-o situație de înțelepciune. Și m-a prins satana din copilărie, am trăit fără tată, eram cam de asta, pădurile ale mele cu tare, la școală... Cu chitara, cum zicea mama. Cu chitara și la școală avem trei note importante. 5, 6 și 4. 6 cu 4, 10, cu 5, 15, mergeam din clasă în clasă așa. Mai mult nu. Nu-mi plăcut școala. Dar îmi plăcea poveștile lui Ion Creangă. Și eram așa, eram vesel. Mulțumesc lui Dumnezeu. Și m-am prins satana. Cu ce m-a prins? Cu filmele. Pe la vreo 10-11 ani am început să văd filme. Și prin tipul ăla când voi erați, nu erați pe aici, pe lumea asta, erau niște actori mai de Alain Delon, Lino Ventura, Cutare, fel de fel de așa, Jean Mare, filme de astea plăcute, cu indieni, Cutare, cu Vinetu. Mai și fugeam la filme, știi, câte bătaie luat. Și noi știm despre ele. Așa, dar voi chiar așa de... Așa. De tineri am vrut să altă generație, da. Și filmele astea... M-au activat pe linia asta infracțională. Să vă spun de ce. Pentru că vedeam pe Alain Delon cu tot țigare de aia, domnule, și am văzut un film, aduc așa cum aminte, am fost cândva hoț. Filmul este de acțiune, cu sufura, băi, și așa m-au fascinat. Băi, ăla fura, băi, ia să o au și eu cu furatul. Și am început trotinete, biciclete, gata, când mergeam pe un drum, înțelegi tu, ochii erau numai prin ugrăzile oamenilor și noaptea și operam, înțelegi tu. Da. Era și doctor pe deasupra. Păi, da, normal. Făcea operații. După aceea am început să fug ouul lui mama din cuibare, că știi că este un început, sunt chestia asta. Și mă duceam la piață, când veneam de la școală, la ora 11:30, când suna clopoțelul, aveam o viteză spre că rachetă, până în cuibare cu ouă mă opream. Băgam niște ouă în sân, la piață, le vindeam, că am început să fumez. Că actorii, să știi, furatul, fumatul, violența, când venim pe asta, pe Giuliano Gemma, așa, filme de cu el, după aceea făcea și noi prea, băi, tu ții așa, faci mă, și am început să mă bat, am început să fumez, am început să beau, cum, beau whisky, la vas lui, nu se poate, fără. Gen wine, bea whisky și eu nu beau, beam cu secărică, cu altele, și m-a prins, că, să știți că copiii copiază, de asta e copil. Și m-a prins din ce în ce mai mult și mai mult și mai mult și ca din ce în ce am intrat pe panta asta infracțională. În cazul de, să zicem, lanțul unul după altul. Vreau să fac aici o paranteză, da. Vezi, e ceva ce se vorbea în trecut despre influența televizorului pe vremuri. Astăzi probabil că influențele sunt mult mai mari, că e telefonul, da, că e tableta, da. Că e calculatorul, televizorul.
Toate astea parcă sunt concepute sau pot fi concepute ele ca să îți devieze mintea de la adevăratele valori către alte lucruri? Categoric. În spate la toate activitățile astea, acum eu vorbesc plină scripturală, că dacă nu știam Biblia, nu puteam să deschid gura. În primul rând, Domnul Iisus Hristos, că acum ne băgăm puțin să în Biblie, ca să facem o legătură frumoasă. În primul rând, vorbea cu ucenicii și spune, iată că vine stăpânitorul acestei luni. El este ucigaș și tatăl minciunii. Eu n-am știut lucrurile astea până nu m-am întâlnit cu Dumnezeu acum 26 de ani în urmă. Adică din copilărie până la 37 de ani nu l-am cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat. De-abia atunci l-am cunoscut pe Dumnezeu, prin Biblie. Și eu nu știam că de multe ori, băi, dar zici ce viață e asta? Măi, ieșeam dintr-o belea, dădeam în alta. Bă, nu era rolul. Era o dată, tot în copilărie, o fază, puțin cam... Mă pregătesc să râd de aia, zic. Da, da, e așa, și tragică, dar și comică. Mă duc la un verișor de-a meu și îmi pun pod acolo, văd niște piese de bicicletă. Gata, am și făcut planul de acțiune, că eram, imediat acționam. Cum punem? Și îi spun la un prieten, băi, fete, mergem de seară, băi, Vasilică, la voi o să luăm niște piese de bicicletă, uite așa. Eu dintr-o bicicletă făceam, luam de colo, făceam, eram și destoinic. Din două făceam una cu tare, eram isteț, așa, nu am fost prost. Dar am fost și plecat de acasă, cam de mic. Mă întrebam, nu mă că am plecat de acasă. Păi de mic sunt plecat de acasă, așa. Și zic, băi, și seara m-am dus să fur piesele de bicicletă. Când într-un pot cu la antreluță acolo cu tare, când văd un mare cuibar de ouă, vreo 30 de ouă, băi, când a văzut atâta priveliște și atâtea ouă, am schimbat planul de acțiune. Zic, măi, lasă că vin mâine seara după piesă de biciclete, acum să iau ouăle. Am legat bine așa pantalonii și am umflat un sân de ouă, dar mergeam așa, ca boi, așa încet, îți dai seama că aveam pradă, nu glumăm. Unchiul meu venea de la Baia Populară, om de serviciu, era vreo 10 seara. Ăsta, prietenul meu, tipul ținea de 6, de el se plimba pe fața porții și o lua și o zic, băi, ce caut, ce faci ăsta patrulă de pază pe aici, știi? Și odată el seama că are ceva clienți pe aici. Și eu tocmai m-am coborât din pod, așa frumos, și a scârțit ușa la graș. Și spune ochiul, care ești acolo, mă? Am înghețat. M-am băgat în bumbute, vine unchiul meu și mă căpătușește acolo. Ce faci aici? Păi bune, unchiul meu, după niște piese de bicicletă, cu care, bă, un frate de o aripă, aveam 13 kg cu tot cu valiză, slab, și m-a băgat în casă. Băi, ce cauți aici? Și când m-a întrebat a doua oară, mi-a dat una ca să vadă că e treabă serioasă. Când m-a pușcat una, o sărăcămașă din pantaloni și am început să curg ouăle unul după altul acolo. Și asta m-a bătut de două motive. Odată am făcut covoană numai ouă și apoi m-a dus la mama acasă, dar mama tot mi-a zis, ce mă, dar nu-i nepotul tău? Ce, tu ai fost mai bun ca tine? Și na. Deci din copilărie am luat-o, să spun pe limba românește, belele. Adică pe limba noastră. Pe limba românească. Bine. Da. Și cum a ajuns până la urmă la pușcărie? Am făcut și armata. Băi, și la grăniceri. Soldat prost, mândria țării, înțelegi? La grăniceri. O pus un lupul paznic la oie, înțelegi? Pe la Naida și pe acolo, pe timpul lui Ceaușescu. Și acolo alte belele. Am luat motocicleta la un plutonier cu tare. Băi, se țineau una după alta necazurile. De ce? Fiindcă, acum mi-am dat eu seama, vezi că Dumnezeu, un copil, când intră deja când se concepe în pântecul unei femei, este urmărit două forțe. Este Dumnezeu Tatăl care ne creează în pântecul mamelor noastre, așa spune Psalmul 139, și vrăjmașul, diavolul ăsta periculos, care învrăjbește oamenii numai la moarte. Ei, și pe mine și Dumnezeu m-a urmărit pas cu pas, și mi-a dat viață după viață, zi după zi, numai protecții. Și satana mă băga numai în necazuri. Și satana a vrut să mă nenorocească de multe ori. Am fost de multe ori la un pas de moarte. Că după ce am ieșit din armata, domnule, știi cum am fost eu? Eu am fost așa, exact cum a spus o învățătoare lui mama. Și că ai un băiat tare bun, brânză bună în bordof de câine. Domnule, știi cum eram? Cu dreapta munceam și cu stânga furam. Domnule, dacă nu furam ceva, nu mă simțeam bine, domnule. Nu știu, cleptomanie. Nu știu ce să spun, dar așa îmi plăcea. Așa, așa. Țigara, alcoolul, bătăile, aventurile, erau legate una de alta. De astea sunt, domnule, în nașterea, la mulți tineri,
Vă spun eu vorba aia, când stau de vorbă cu cineva, îmi dau seama cu ce se confrunte. Și astea din necaz în necaz. Când am avut ăsta de 22 de ani, m-am luat cu un prieten și l-am ajutat pe ăsta, i-am furat o motoretă pentru el acolo. Și de acolo am intrat pe planta infracțională. M-au condamnat ăștia un an de zile la locul de muncă, lucram la o fabrică de încălțăminte, da, și acolo mai zburau pantofii noaptea ca rachetele de pe fabrică, de într-un cimitere acolo. Păi culegeam. Domnule, asta e, hoții. Noi, ca români, ne cam identificăm cu chestia asta. Eu sunt așa mai deosebit. Și m-au luat așa cu motoreta, am tocat bine și de acolo am intrat pe panta infracțională. M-a dat o condamnă mică, o condamnare de un an de zile, la locul de muncă. Dar aveam și un pic de mândrie în mine. I-am avut 3 defecte. Și nebun, și prost, și nebun, și fudul. Zic, cum să stau la locul de muncă, la fabrică, să vă râdă ăștia de mine? Și m-am luat cu niște recibi și băi, fugi din țară, că să vă dau un mare decret. Asta era prin anul 1978. Și de acolo am început prin țară, m-am luat cu niște prieteni. Este o vorbă adevărată. Ce s-a amână să adună? Și am început cu alte, am început să fac niște spargeri cu tare și am intrat pe linia infracțională. Și în 1982, în luna aprilie, mi-aduc aminte, am fost condamnat pentru prima... Am fost arestat, am fost dat în urmărire, am fost arestat și am primit o condamnare de 3 ani de zile. 3 ani de zile, când m-am văzut prima dată la pușcărie, la Aiut, m-am speriat. Și zic, băi, dacă mă pun ăștia, că mă pun ăștia în libertate, ați fi cel mai cuminț om de pe fața pământului. Să știi că omul are multe porniri bune în viață, dar nu le poate ține. Păi nu vine o putere supranaturală, nu le poate ține. Omul, asta e, îți spun de realitate. Au făcut 3 ani pe la Aiud, am făcut niște blocuri pe acolo, munceam din greu, că pe timpul Ceaușescu te omora cu mânca. M-au pus în libertate, băi, am vrut să mă liniștesc. Mi-am luat niște capre, vreo 20 de capre pe acolo, că îmi plăcea cu animalele, că cât am fost în goana aia, un aș ceva, până mă prins ăștia, am fost pe la ciobani, pe la sibieni și am învățat meserea de animale. Mi-mi plac animale, eu le iubesc foarte mult, fie oi, fie capre, fie ciobani, dar animale, mai ales care dau lapte. Și mi-am luat niște capre cu tare, într-un sat pe lângă Deva, un șef de post, mă văd că scam așa și aveau și niște misiuni, domnule, apărea unul din altă localitate, la ei, trebuia să facă niște investigații, de unde ești și cu așa mai departe. Și au făcut investigații și au răspuns de acolo, de la poliție, de la miliție, că era miliție atunci. Domnule, vezi că au făcut 3 ani de pușcărie. Și șeful de post zice, ia plec mai de pe aici cu capele tale pe aici. Și m-am enervat, am luat niște prieteni, deja eram o leacă specialist în chestiile astea eram așa procuror șef și cu stânga și cu dreapta, le aveam. Și procurai cu amândouă. Cu amândouă, dar așa, la greu. Și am luat cu un prieten, am făcut domnul de sparge pe la Deva, pe la București, cu tare. Și, bă, dar știi cum? Măi, așa mi-l punea dracu în față, punct ochit, punct lovit. Mergea una după alta. Și în 82 în decembrie, în noiembrie, m-am zis la un țigan la bărlat să văd niște obiecte de aur și era mână în mână cu poliția. Nu a capturat și iar 9 ani de pușcărie. Și de 9 ani am făcut 5 ani și 4 luni. Și acolo necazuri cu tare. Iar am vrut să mă liniștesc. M-am discutat de ce zmării, că le aveam cu meserie. Măi frate, te lasă de acum pace. Nu te lasă. Niște prieteni de mici, ce faci? Te apuci, faci șoșon la mârlan, niște pești cu tare. Hai, domnule, cu niște vaporeni pe la galați cu tare. Și iar, știi cum, numai cu ispite de astea care știa unde să mă atingă vrăjmașul. Și iar m-am apucat de alte trăsnei. Am mai făcut și acolo niște, așa. Și m-a priponit că m-a arestat, știi? Că sunt mai multe. Eu când vorbesc la pușcărie știu să le vorbesc în limbajul lor, dacă am făcut. Și atunci m-au arestat. Cu 3 ani am făcut numai un an jumătate, cu vine Revoluția. Bă, știi ce am spus? Păi asta e așa. Am vrut să mă liniștesc, n-am putut. A doua oară iar n-am putut. A treia n-am. Păi înseamnă că asta mi-e viața, vezi? Soarta, vezi? Prostia omenească cât e de adâncă. Dar știi de ce? Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Și m-am apucat o trupă de băieți meseriași ca și mine, așa, așa ca să... Și am început. Una după alta, patrulam pe România, știi cum, parcă eram pitar la oameni, cu niște gălățeni. La furat. La furat, dar la produs, eram producători, înțelegeam. Și niște gălățeni spune, zice, domnule,
avem cineva la București din Peru, la un corp diplomat care avea niște icoane. Vreți icoane? Da. Păi, dar și dă pe dolari. Băi, fete, să plătească bine. Gata, domnule. Băi, zic, dacă le-am furat, dar le-am pupat, trebuie să le și fur, băi, frățoare. Avem mașină Mercedes de la cap de bot de cal de la plinire, așa? Avem echipă serioasă, intrăm noaptea prin biserică, Sfântul Nicolae, dă-te rost de acolo. Am furat la icoane, nu încă vreau pe aici. Dar nu luam tăblărai de alea. Că alea nu sunt bune. Ăla care le vezi pe biserică, așa, cu foițe de aia, să știftărai de aia, litografie. Luam numai icoane, mă duceam în spate la popă acolo, așa, icoane mai de lemn, și figurile clare și lemnul cât mai gros și mânca de care. Alea aveau valoare. Așa. Dar prima dată când am în biserică, aveam bun simț, nu fumam în biserică, că era vorba, era mort odată. Dar prima dată mă uiteam după vinul popii. Îmi umflam o sticlă de vin, mă împărtășeam bine, așa, așa, și începeam inspecțiul nocturn. Mi-aduc aminte într-o chestie și amuzant într-un fel. Eram cu unul Neculai, eram echipă bună, eram toți cam și niște nepoți de mine, eram și în familie, știi, eram ca... Cauza noastră, înțelegi, coza noastră. Și noi intram la biserică la 11 noaptea, intram și plecam la 3:30, 4, așa, când se îngânea ziua cu noaptea, știi, ca să nu... Și plavă într-o noapte, într-o biserică mare acolo, ne-am făcut noi așa plinul, dar zic, mai făceam și inspecții, văd o scară în spirală, duceam într-o clopotniță. Când mă duc în clopotniță, curios, eram inspector nocturn. Când mă uit, după o clopot, o icoană așa, vreun metru pătrat, mare. Când l-au scria Sfântul Nicolae în chirilă. Bă, un cap de bărbat mare, așa, cu ariul de așa. Lemnul așa, cam așa de gros. Când l-a văzut, băi, avea vreo 300 de ani. Am început să... Așa m-am bucurat, zic, măi, Sfântul Nicolae, un bătrân, stai în clopotniță, hai la America cu tine, măi. Și ăsta care furam, îl chema tot Neculai. Băi, Neculai, ia-l pe bunicul, hai să-l umflăm. L-am dus și l-am... Și ajutai pe deportați, pe ăștia care sărace, stăteau închiși, prin locuri întunecoase. Atunci a spus... Erai milos. Auzi, atunci dacă spunea americani, domnule, o vrem pe Parascheva, o luam pe Parascheva la ea. O luam cu doi, făceam cântarea, cât te-am iubit, Parascheva, așa, dar n-am avut comandă, o umflam, o luam, știi cum, cu tot cu pardisul, așa, adică, așa. Hei, totul se plătește. 90-91 am făcut ravaje pe România, cu Germania, cu tare, am furat argintărilor cu Gălnețeanu, pondat din Augsburg. Dom'le, eram expert în chestia asta, duceam poliția pe alte drumuri cu tare, piste false, știam cum să lucrează, să nu lăsăm amprente, nu să lăsăm pe altora. Dom'le, eram specialist, că să știi, pușcăria, știi ce fac, de multe ori pușcăria te face un om iute, dar rău. Să știi că te duci la pușcărie pentru o bicicletă și ajungi expertez. Pentru că n-ai ce faci acolo decât cum se desfaci o oială, o ușă cu tare, să nu lași amprente cu tare, cum lucrezi. Dom'le, hoțul e o leacă mai deștept ca polițaiul. Polițaiul vede și greșelile a făcut hoțul, dacă e hoțul deștept. Păi uite, am 30 de ani de când am furat argintele la Google, deci nu pot să spun, și am mai spus-o. Așa, pondat din Germania, nici acum nu m-au depistat. Păi de ce nu m-au depistat? Cum au fost capabil? După 10-15 ani să prescrie faptele. Așa că, ce să vă fac, frate? Dacă n-ați fost capabil să vă facă asta, era miseriaș. Ei, bun. În 91, prin noiembrie, cineva m-a trădat. Că lucram cu mai multe trupe. Așa. Și unul a făcut un viol și ca să scape de violul ăla, l-a dat pe noi în primire. Era în trupa noastră. El era un vânzător de ponturi. Și vin acolo la București, mă întâlnesc cu el, eu trebuia să dau o lovitură la Sinești, o saltea de bani. Și vine ăsta cu un bărbat așa, bine aranjat, și băi, ăsta-i vorbe, dar era căptat de poliție de la Galați. Și stăteam la masă cu ăsta frumos și m-am trezut odată cu niște pistoale la cap și eu și pe ăsta. Dar după aia mi-am dat seama că ăsta a fost în mână cu poliția. Circa 11 de la București, și Galață și m-a priponit, m-a prins. Aveam pașaport fals, mă cheamă Poșa Emil, era primul pașaport de la Verz. Mă bag acolo într-un birou, cum te cheamă? Poșa Emil! De unde ești? Din Brașov, strada Plopu, număr 26. Aveam poezii lipite puse la punct.
Pleacă ăla, vine înapoi. Ce poș ai, Emil, tu ești burghile, ne-ai zăpăsit galatul și cu tare, cu tare. Gata, mi-am dat seama că ăla m-a aranjat. Prietenul meu, îl cheamă Nero, Relu din Galaț. Ce să mai intru, domnule, când te-a prins, poți să o sucești, tu nu mai mergi. Și de aici ai intrat în bușcărie. Și de aici am intrat la pușcărie cu o pedeapsă de 10 ani jumătate. În 91 octombrie, noiembrie. Înainte să ne povestești puțin despre cum te-ai întors la Domnul în pușcărie, mai cântă-ne o cântare care să vorbească într-o oarecare măsură de trecutul tău. Da, înainte să-L cunoști pe Dumnezeu. Da. Bine. Doamne Iisuse, străbadul vieții mereu, și stau doar lângă tine, chiar când urcușul-i greu. Doar ție îți cânt cântarea ce-n inimă mi-ai pus, și strig de bucurie că-și din moarte m-ai salvat, Doamne Iisuse. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur pe lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul divin. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur pe lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul să devin. Cu tine viața-i dulce, chiar de mereu amar. Cu tine-i fericire, chiar lacrimi când apar. Cu tine e zi senină, chiar de înnorat. Cu tine-i fericire, chiar când sunt înătristat. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur pe lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul să devin. Ești regele iubirii, un prinț al fericirii, ești tot ce se cuprinde în univers. Ești marele împărat, un meșter minunat, mă-nchin și-ți mulțumesc. Ce-am găsit în tine, lumea nu-mi poate da, căci veșnica viață e doar în mâna ta. Sub raza-ți de iubire, ține-mă tot mereu, și-n toate vreau să-ți dau slavă, căci tu ești Dumnezeu. Când eu rătăceam, pace nu găseam, eram singur pe lume străin. Dar când m-ai găsit, pacea ta am primit și har din harul să devin. Ești regele iubirii, un prinț al fericirii, ești tot ce se cuprinde în univers. Ești marele împărat, un meșter minunat, mă-nchin și-ți mulțumesc. Da. Slavă Domnului! Și a intrat, și frate, am intrat pentru a patra oară la pușcărie, irecuperabil din punct de vedere social. Eu știu ce vorbesc, mă ducam în pușcărie și vestesc Evanghelia. Știi cum stau pușcăriașii? Și vine bunicul! Dar ăsta e tineretul. Deci, un om ca mine era irecuperabil din punct de vedere social. Poate să fie cel mai mare psiholog, dar nu mi-ai băgat în seamă. Și totuși ai fost recuperat. Și aia, uite, ajung la pușcării la Galați. Asta aproape un an zile prin anchete, că aveam probleme grave. Și într-un an, m-am prieten cu un băiat, zice, domnule, dumneavoastră ai auzit de yoga? Zic, nu. Păi, fete, dacă te apuci de yoga, dobândești puteri paranormale și poți să levitezi, poți să zbori prin aer. Am uitat așa, m-am împrăsteat la el, zic, băi, cum adică poți să zbori?
Te gândeai că să zbor din pușcărie. Băi, dar gata, băi, dar cum să zbor? Fără aparatul, fără aparatură, fără aripi, cum să zbor? M-a băgat ăla în el, știi? Hai, spun. Nu știu ce cu mine, că cu mine. Și eu spuneam niște minciuni de să mai mincinos ca mine, mă gândeam. Domnule, feten, yoga, uite, așa e o filozofie cu tare, m-a luat. Băi, mie nu m-a luat cu vorbile, dă-mi document ceva. Când vine mama la mine la vorbitor, eu adus mă să o carte de yoga, Hatha Yoga. Măi, că am început acolo să sus, băi, stai așa, mă, puteri paralomare, telechinezie, levitație. Băi, stai așa, am 10 ani jumate pedeapsă. Băi, dacă o dau cu vreo 3 ani de zile, poate eu pinti gratis mai repede, știi? Și vreo 2 ani am dat-o cu yoga, mandri hindu-se fel de formule, să te apă în cap, numai făceam gimnastică la greu, așa. Păi făceam 100 de flotări dintr-o bucată, așa eram. De la pușcărie, dacă nu ești tare și ești moale, tot e calc în picioare, eram echilibrat. Era cât unde stăm așa, împăcat, băi, stai cu minte, măi, că eu n-am de aici să ne omorăm unul pe altul, dar nu vezi de treaba ta. Dacă vedeam că e obraznic, atunci pleca una din fundul grădinii și gata, îi dădeam somn. Și am dat-o cu yoga vreo 2 ani de zile. Dacă spunea cineva că yoga nu e bună, cu mine avea necazuri. M-a îndrăhindu-se fel de formule, zic, mă, poate eu izbura. Stăteam o floare de lotus, ai văzut cum fac eu ghenii ăsta? Stăteam așa ca pop în două, așa frumos, făceam fel de formule de alea. Mai rău puterea acolo paranormală, telechinezii cu puterea gândului sub mulți obiecte la locul lor. Zic, mă, dacă nu oprim pe asta cu zburatul, oprim pe asta cu mutatul, o putere de asta. Când mă pun ăștia în libertate, mă concentrez în vreo bancă, sper că mulți ieși cu puterea gândului și gata, m-am scos. M-am spus, era și prostie, și nebunie, și mândrie, le aveam pe toate. Aveam niște salamă agățată într-un geam, mă uitam la salamul ăla, zic, măi, poate să are un salam în gura mea. Asta este opera lui Satan. Că să știți că sunt oameni inteligenți, domne, și sau auzi, oameni ingineri cu tare și fac păi, yoga. Bun, și dacă spuneai acum, dacă cineva mi-ar fi spus că yoga nu e bună, ar fi avut necazuri cu mine. Și totuși ai trecut de la yoga la Biblie. Acum apare acum saltul mortal din adică de unde accepțiunea asta, primar? La lumină. În 1993, așa, vine un gardian, pe luna iunie, așa, zice, băi, băieți, eram într-o cameră mare, am 80 de oameni în cameră, vine un gardian, spuneam, atențiune toți, așa, pușcărie. Zice, băi, am avut un pocăit ca să vă vorbească despre Dumnezeu, care vreți să mergeți? N-aveam un cran de credință în Dumnezeu, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, nu trebuie cu Dumnezeu, aveam cu nebunile mele, așa. Și, dar noi, ce pocăit, ce cutare, habar n-avem de pocăință. Și gardianul, băi, dacă nu vă închid ușa, și când a vrut să ne închidă ușa, noi nu vreau să ieșim. Nu era obligatoriu, erau... Cineva, voluntar. Da, așa, facultativ. Zic, stai, domnule, că merg și eu. Mă, zic, mai să mă duc, poate mă întâlnesc cu alții pe alte celule, cu toare, mai și eu leagă de... Și mă duc la clubul închisorii, unde eu și alții de pe alte camere, cu vreo 60 de sunt într-un club mare de închisoare. Vine un bărbat, așa mai bine hrănit, așa mai rotofei. Deci eu sunt un pastor de la o biserică evanghelică din Galați. S-a prezentat frumos așa și am venit să vă aduc o veste bună, să vă spun despre o mare eliberare. Dar a spus cuvântul eliberare, am și căscat ochii, zic, băi, s-o dau vreun decret, vă admistiți și ne spun chiar pocăitul ăsta. Eu vreau să fiu libertate din pușcărie. Și asta a început să ne vestească Evanghelia. Iisus Hristos vă iubește cu tare, s-a pus pe cruci pentru păcatele voastre cu tare. Eram și obraznic, dar și l-am pus eu, vezi? Să știi că omul până nu se întâlnește cu Biblia are o doză mare de prostie și eu am avut-o eu. Mai accentuat am avut-o decât alții. Și ăsta ne vorbea despre Dumnezeu și am început să prind așa, du-te, domne, eu prima zi, băi, ăsta e mai mincinos decât mine. Ăsta e un extrog de la mai versat ca mine. Mai și l-am ascultat, dar am prins așa un fel de ciudă pe el. Dar omul ăla, după cine a vorbit din Dumnezeu, zic, măi băieți, rugați-vă lui Dumnezeu să vă schimbe modul de gândire și în viață. Doi cu gura mare, zic, dar cum trebuie să ne rugăm, domnule? Trebuie căzi de rugăciuni, ceva? Nu, deși, ci va veni vouă minte, voi ai să-ți spun lui Dumnezeu. Ei, vorba asta am băgat-o în cap. După cine au dus înapoi în celule, în mine era mare frământare. Să știți că eu fiecare om care îl văd pe fața pământului, eu știu când este o frământare. Cât ar fi el de nenorocit, are valoare în fața lui Dumnezeu. Acum o spun cu toată convingerea.
Eram frământat, băi, zic, a patru ori la pușcării, mă gândeam eu. Băi, mama mi-a murit, că eu de dure am plâns în viață. Odată când a murit mama așa la pușcării, și a doua oară când am primit Domnul Iisus în viața mea ca Domn și da, plâns adevărat, nu de asta șmechereală de asta, cum o fac ăștia, știi, plâns cu clar când da. De crocodil, știi? Și chiar mă gândeam, băi, ce viață e asta, mă, băi, prietenii mei, verișorii mei, familii, cu dar și eu stau, băi, când afară, când în pușcării, mai mult la pușcării decât afară. Chiar îmi părea rău. Era un fel de căință, dar trebuie și pocăință. Dar pocăința vine numai prin Scriptură. Și în timp ce mă frământam așa, am strigat și eu la Dumnezeu. Zic, Doamne Dumnezeule, eu nu te cunosc. Dar dacă există cu adevărat, schimbă-mi și mie viața. Dar nu prea vreau, a fost o rugăciune alea ca în vicleană. Doamne, dacă vrei, schimbă-mi viața. Dar eu nu vreau să mă schimb, dar m-a schimbat El. Când te schimbă Dumnezeu, lasă-L că te schimbă El. Și am spus această rugăciune așa, într-o celulă, și acum a apărut un fenomen. Am început, de bine așteptam să vin la, ăla venea fiecare duminică la ora 9, oră, pasul. Băteam în ușă. Domnule, hai! Băi, și am început să fiu atent la ce vorbea ăla. Am început să fac comparații între mine și el. Zic, măi, ăsta e un păstor. E în libertate. Are copii, are familie. De eu ce sunt? Un pușcăriaș, notor, un gunoi. Știi că sunt pușcăriaș, îi se văd fiecare că sunt de gunoaie. Dar numai că nu le dă pe față, știi? Așa. Zic, măi, ia să-l ascult eu pe ăsta. Bă, dacă s-a spune adevărul. Și am început să fiu foarte atent. Mă puneam pe o bancă mai în fața acolo, că erau cu mare. Veneau, unii veneau nu cu de pocăință, se iasă de picelule, să facă combinații pe acolo. Și zic, băi, ia mai tăi din gură. Aveam o leacă de autorizate. Eram vechim, aveam vechim la câmpul muncii acolo. Și, băi, am început să fiu atent. Zic, măi, dacă s-a spune adevărul. Băi, ăsta nu are față de ex-roc. Am stat în fel de fel de bandiți. Băi, dacă spune adevărul și o ratez cumva viața asta lui Dumnezeu, ia să fiu atent, mă. Când a început să vorbească, așa era mai de atent, că dacă trecea o muscă, o șânghiță, eram concentrat. Și am prins drag de el. Băi, vorbea așa de frumos despre Domnul Iisus Hristos, că m-am prins câte Domnul. Vine sau într-o duminică, cu unul lângă el, un predicator, avea vreo 20 de Biblii, una peste alta, așa vreo 20 de Biblii. Când l-am văzut cu Biblie, am început să-l urmăresc, că aveam bine cu urmărirea. Ai fost și tu de urmărit de câteva ori? Eram pe meserie. Unde a pus Biblie și am început să fac matematică, eram mare mată. Băi, câte Biblie o fi acolo? 22, 24, 25, mai când noi suntem vreo 80. Zic, n-ai cum să-mi pas 2 la 8. Zic, mă, știi ceva? Am furat icoane, fur și o Biblie. Dar nu era pe furat, era pe apucate. A luat poziții, să nu fii stânga-dreapta, niciunul înaintea mea, știi? Zic, măi, că le-o împărță, ăsta primul să fiu, și primul a fost. Zice, la ultima v-am adus niște Biblii, dar nu s-a terminat vorba, măi, că m-am repezit, că eram toată viața, am fost, dacă nu ești repezit în viață, pierzi. Și am prins Biblia. Nouă, nouță, neagră, frumoasă, am pus-o sub braț. Acum aveți Biblie copertată, aranjată, cu tare, atunci era... Am luat Biblia, am pus-o sub braț, bucuros! Și asta ne învăța, oameni deștepți, domnule. Știi, la pușcăriu, mă duc la pușcărie, știu cum să vorbesc cu ala oameni. Dacă nu știi să le vorbești, vorbești la pereți. Nu te ascultă nimeni, da. Nu, te și bagi jocurești. Și zice, măi, măi, care aveți Biblie? Nu vă bate joc de ele, să le puneți tutun, să le fumați. Facem o penală dintr-o foaie de asta, sub țărie, că despre ei, că locul putem cu abur, înțeleg. Măi, citiți-l și nu vă urcați, începeți cu Noul Testament, cele patru Evanghelii. Și am început și eu, Matei, Marcu, Luca, Ioan, Matei, Marcu, Luca, Ioan. Numai pe sectorul ăsta mă plimbam, știi, pe patru Evanghelii. Păi zic, uite mă, lasă să-i dau vedere. Uite, lasă să-i dau picioare, mă. Băi, pe să-l învia din morți, lasă. Băi, să știi, băi. Măi, și m-am început să mă dau o simt Dumnezeu. Eu mai aveam ceva amintiri din copilărie, că spunea popa să luăm aminte, Sfânta Evanghelie. Și vezi că mai era ceva în minte, mă. Zic, uite, băi, frățoare, băi, uite, băi, frățoare, vă spun cu toată sinceritatea. Și într-o zi, citeam Luca 23, și când l-am văzut pe Mântuitor așa cu ochii minții bătut în piroane de doi tălhari, măi, frățoare, vă spun cu toată sinceritatea, eu nu mă joc cu vorbile, că n-am și să... Măi, am abuhnit un plâns. Auzi, odată mai plâns, când a murit mama. Măi, m-am prăbușit pe odaua celului și am început să plâng așa în hohote, că ea dacă te vedeau că plângi, te descalificau. Dar la mine nu prea mâriau ăștia, că eram tare, știi? Dar plângeam că Dumnezeu m-a străpus în mintea și inima. Și am zis, Doamne,
Iisus, dacă ai murit pe cruce pentru păcatele mele și îmi dai mie șansa să merg și eu în rai, eu mă pocăiesc. Pe mine Biblia mă îndemnă la pocăință. De asta eu le spun oamenii, la tine, luați Biblia, azi un psalm, un proverb, un evanghelie și fără să dai seama, te înțelepțești, începi să-l cunoști. Dar dacă nu-ți place Biblia, te iras tu. Nu că e popa sau nu e altul divin. Dacă unul se duce în iad, nu e nimeni divin. Nu, nici Putin, nu e nimic. Omul e divin că nu pune mâna pe Scriptură. Și am zis, Doamne, eu mă pocăiesc. Și am început. Când vine asta la închisoare, mai vine și cu tineret de acolo, cu tare. Măi, am început să-l bombardez cu infor. Doamne, cum e acolo? Și fii atent, aici îmi spun un lucru care... Și așa, eram așa de... Băi, vă spun un lucru. Din frământări, din tristări, am început să am bucurie. Eram bucuros. Băi, băieți, eu m-am pocăit. Bă, tu ești călăcă, băi, burghele, era un gardian. Gata, domnule, am terminat și cu icoane și cu bisericile, m-am pocăit și cu pușcăriile, gata. Și cu yoga. Și cu yoga. Nu cu yoga, încă o mai dădeam cu yoga. După aceea am început să înțeleg diferența. Dar făcea gardianul, dar de ce te-ai pocăit, băi, au pocăit prea mult, n-au ce să-i fure? Ei credeau că eu fac, ei n-au înțeles această naștere din nou. Că mulți asta nu înțeleg, când te atinge bunătatea lui Dumnezeu, încet, de asta te sucești, știi cum la 180 de grade, că asta e puterea lui Dumnezeu. Măi, și eram bucuros. Măi, ce-i poți să băi, de că ești bucuros? Băi, eu m-am pocăit. A, lasă, băi, cu prostiile tale, cu pocăință, dar cu tare. N-au cum să te înțeleagă până nu se întâlnește, până ajungi în această situație. Venea păstorul duminica, domnul, dar cum e acum? Cum e cu aia? Și acum a apărut un fenomen foarte important. Într-o duminică, acest păstor, zice, măi băieți, mai venim de vreo 6 luni în mijlocul vostru, avem o întrebare foarte importantă. Care ne te voi deținuți în această dimineață, vezi? Să-L invitați în inima voastră pe Domnul, ca Domn și-a mântuitor, ridicați o mână sus. Vă spun cu toată sincer, din 80 de oameni, că eram în clubul ăla, 2 am fost, eu și unul. Eu îl primesc în viața mea pe Domnul, ca Domn și-a mântuitor. Și încă unul. Eu trăiesc, ia că mai am 3 ani și fac 70 de ani pe pământul ăsta. Mulțumesc. Ala trăiește, e la Galați, ei lasă nu mai trăiesc. Eu am mâncat alcool, eu am mâncat țigară, eu am mâncat pușcările. De atunci sunt 26 de ani, ați înțeles? Dacă ar fi să faci o... Să dea un sfat. Astăzi chiar stăteam de vorbă cu cineva astăzi și mi-a spus așa. Ca să zic ce putere au cuvintele, să zicem, ale oamenilor și cuvintele, să zicem, și acum vorbind, că cuvintele de la televizor, cuvintele de la indiferent, nu? Imaginile, cuvintele părinților, mai ales ale părinților. Spunea el la un moment dat, băiatul ăsta, că el a lăsat pocăința, sau cum să zic, el a crescut într-o familie de pocăiți și a lăsat mersul la biserică și mai departe, pentru că maică sau la un moment dat, ei veneau într-o biserică de dezidenți. Da. Și zicea la un moment dat, eu zis maică sa, când fratele lui mai mare, o zis, bă, mă duc la biserică penticostală. Așa. Și o zis, mi-a zis maică sa, auzi, decât să mergeți la penticostali, mai bine mereți în lume, o zis. Ce mai are prostie. Și când i-a zis mama la copil așa, da. Copilul a zis, deci dacă asta e părerea ta despre pocăiți și pocăință, atunci zice în lume. Și de atunci în lume. Lasă, dacă poate vede și el imaginea asta, nu știu cum îl cheamă, Domnul să-l binecuvânteze. Am să-i dau o carte de-a mea, Eliberat din lanțuri, să o citească, să știi că Domnul are șansă pentru el și eu cred că o să pocăiască, o să fie un pocăit mai puternic decât alții. Acum, tocmai aici avem să zic, acum, făcând o diferențiere între viața ta trecută și viața ta nouă, pe care o schimbat-o și sau s-o dat-o Iisus. Da. Ce sfaturi le putea da unor oameni care imediat au cunoscut într-o oarecare măsură pe Dumnezeu sau poate că nu-L cunosc pe Dumnezeu? În primul rând, acel om care, chiar dacă s-a îndepărtat de Dumnezeu într-un fel sau altul, sau într-o cauză sau alta, nu asta, să se roage totul. Eu sunt sigur că în inima lui și în sufletul lui este o frământare. Doamne, am căzut. Doamne, nu știu, nu mă interesează mie cauza lui. Că Domnul nu interesează cauzele. Dumnezeu, Doamne, iartă-mă. El are soluții. El are soluții, nu interesează cauza. Are soluții. Și să zic, încet, vine el înapoi. Pentru că Domnul nu te lasă în pace decât când ai murit. Toată viața te urmărea tu. Asta e Dumnezeul nostru, asta e Creatorul nostru. El vrea să avem parte de viața veșnică în împărăția lui. Asta e țelul lui suprem. Și cum spun, merg mai departe. Deci asta ar fi. Să se roage și dacă e vrea... Dacă are probleme, uite, eu luăm legătura unii cu alții, fără rușine, nimic, eu știu cu ce se confrunte. Drogurile, sexul, nebunii de astea care
îl mai dăm să mă trezut, îl bag în prăpăd. Asta este. Și l-am primit în viața mea ca Domn și Mântuitor. Pe Domnul am început să mă bag în Scriptură. Și cu cât mă băgam în Scriptură și făceam că comparații între yoga, cărțile de yoga și Scriptură, mi-am dat seama, stai mă, acolo spunea că omul se poate reîncarna, ce cu samsare, cu tare, omul poate să-și tragă singur păcat, lumea știe niște bazaconi de doar de capul, demonești. Așa. Când am văzut, ce să vă, le-am rupt toate, da, vă, acolo cu cărțile voastre, cu yoga voastră, am nevoie de Mântuitor, nu sunt servă. Biblia, le-o spun și trebuia să dea la cineva, în fiecare zi. Trebuia să dea la cineva să-ți facă penale din ea. Biblia, dacă o șești în fiecare zi, că te pun, nu te-au pus tu să faci tu teologia lui pește acolo. Primești, fără să dai seama, crești spiritual. Primești înțelepciune, pricepere, chipzuință, cunoștință și curaj. Și Biblia citit în fiecare zi, îți dă patru categorii de sănătate. Sănătate spirituală din cuvânt, sănătate mentală, vindecă mintea, emoțional legătura cu Dumnezeu și cu oamenii și sănătate fizică. De asta zilnic trebuie să faci. Și am început Biblia și am rămas în cuvântul lui Dumnezeu. Nu te m-a scos Dumnezeu. Fumam până să mă pocăiesc cu un pachet două de țigări pe zi. El m-a ajutat, prin Biblie. Am terminat cu alcoolul, cu țigara, cu toate. Deci Biblia, vă să spun, te scoate cu mână puternică din fundul, cel mai adânc fund din mocilă, de prăpăd și te scoate la lumea. Ăsta e Dumnezeul nostru. De aceea spune, eu sunt calea de voluși viața. Și am început cu Biblia. Aveam 10 ani jumate pedeapsă și am început, stângeam de sus în jurul meu. Le vorbeam despre Dumnezeu. Unii râdeau, vă zic, băi, nu râzi, mă, că erau câte unii așa zeflemiști de asta, talente de ele. Băi, nu lasă talentele, bă, că ce am făcut eu, lumea interlopă, tu ai făcut un viol sau cu tare, o hoței de asta, o găinărie. Băi, zic, asta nu la... Eu am fost dat și în ziarul pentru patrie, înțelegi? Banda lui Burghelea, cu tare, știi? Zic, băi, dar cea mai mare lovitură a vieții mele este pocăința, mă. Unii râdeau, dar rămânea râsul pe limbă, înțelegi? Nu, mă, nu au plecat în violență sau ceva, dar... Zic, măi, să știți un lucru, le spuneam, zic, viața pe pământ fără Domnul Iisus Hristos e o absurditate, e o nenorocire. Un om fără Dumnezeu pe pământ, degeaba se naște, ba mai mult. Plătește și pentru păcatele. Că spune așa, o viață, o singură dată trăiești, omul spune în evrei, după care vine ce vine? Judecata lui Dumnezeu. Eu știu ce înseamnă judecată. Am fost judecat de multe ori. Și am luat Biblia în serios. Și să știi că de 10 ani jumătate am fost de la Galați la Vaslui, la Popa Șapcă, la Iarna la Galați, la Poarta Albă. Și am făcut mai 7 ani. La 7 ani. După ce am zis, Doamne, anul ăsta poți să mă pui în libertate. M-a rugat în primăvara lui 98 și în octombrie a fost pus în libertate. Cu 3 ani jumate înainte de termen. Că așa lucrează Dumnezeu. Slavă Domnului! Cineva mi-a spus să scriu o carte, am scris o carte, eliberat din lanțuri, pe cartea asta mă duc la pușcărie de-o pe gratis, pentru că și se întâmplă, mi-a pus Dumnezeu așa o râvnă, dar vă spun un lucru foarte important. De când am luat Biblia în mână, și până acum sunt 20 ceva de ani, la mine a fost zis, nu stau un cuvânt. Înainte stăteam 8 capitole, acum stau în fiecare zi 10 capitole. 3 din Vechiul Testament, 3 din Noul Testament, un proverb și 7 psalmi. În fiecare zi. Știi de ce? Pentru că eu fără Biblie nu pot să mai stau. E o putere extraordinară. Dacă, și eu vă spun că eu parcă sunt pe altă lume. Eu nu mă interesează război. Putină de ăsta, nu mă interesează mie prostiilor. Eu îi îndemn pe oameni la pocăință. Dumnezeu la fiecare dă șansă la pocăință. Asta e Dumnezeul nostru. Ce ai făcut, cine ai făcut, te-ai pocăit, ești născut din nou. Dacă ar fi să ne cânti așa, în încheiere, o cântare care să te identifice cu viața nouă. Că ai cântat una de început, una de cum te simțeai în perioada veche și o cântare pentru viața nouă. Care ar fi un fel de cântare de... Aici am ajuns. Aici am adus Dumnezeu. Tu îmi ești lumină vie pe cărarea întunecoasă. Tu îmi ești călăuză când pe drumul meu e ceasă. Tu îmi ești apă vie când mi-e sufletul setat. Tu îmi ești pâinea vieții și de tine săturat.
Bunătatea ta atât de minunată, mâna ta mă ocrotește pas cu pas. Mă iubești cu o iubire adevărată, tu ești tot ce mi-a rămas. Bunătatea ta atât de minunată, Doamne Iisuse, mâna ta mă ocrotește pas cu pas. Mă iubești cu o iubire adevărată, tu ești tot ce mi-a rămas. Slăvit să fii, Doamne, tu îmi ești bucurie în viața ce-o trăiesc. Tu îmi ești fericire, tu ești prințul meu ceresc. Tu îmi ești alinare când mi-e sufletul zdrobit. Tu îmi ești vindecare când de boale sunt lovit. Bunătatea ta e atât de minunată, mâna ta mă ocrotește pas cu pas. Mă iubești cu o iubire adevărată, tu ești tot ce mi-a rămas. Bunătatea ta e atât de minunată, Doamne Iisuse, mâna ta ne ocrotește pas cu pas. Ne iubești cu o iubire adevărată, tu ești tot ce ne-a rămas. Asta-i Dumnezeu. Slavă Domnului. Frate Eugen, dă-mi te rog puțin cartea asta, care ai scris-o. Că pe aia alta trebuie să o avem toți în inimă, că... nu numai da, da, da. Asta. Mi-ar fi plăcut să mai avem mult mai mult timp, să putem să stăm de vorbă, dar vreau să le arăt cartea asta celor care o să ne urmărească. Da. Cartea se numește Eliberat din lanțuri, acum două ipostaze. Am venit niște cărți acum din România, săptămâna viitoare, vă dau și pe gratis. Așa. Să ajung la oameni. Oamenii te pot găsi pe Facebook, probabil. Da. Dar și nu prea acolo timp, o să scrie mesaje și când ai timp, acolo puteți să schimbați numere de telefon și există varianta prin care să pună mâna pe cartea asta. E o carte asta bine e cartea, pusă la punct. Fă-i, te rog, un zoom dacă vrei la cartea asta. Dacă se poate să-i facem un zoom, să vadă toți cei care o să ne urmărească. Dacă vreți să intrați în legătură cu fratele Eugen Burghelea pe Facebook, o să vă ofere toate detaliile pentru ca să puteți intra în posesia acestei cărți și, în mod sigur, în posesia altor cărți scrise de fratele Asta Eugen. E cartea care mă identific cu ea și cea mai... Are și mesaje bune, scurte și puternice. Sigur. Fără multă vorbare, e multă. Noi vă mulțumim din partea echipei noastre că ați fost pe la noi. Dumnezeu să vă întărească în slujba pe care faceți. Și dacă e vreun prieten care are nevoie de ajutor din partea mea, ori din toate punctele de vedere, fie și în primul spiritual, și financiar, și o fi, eu vreau să fiu un om care oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu. Asta e dorința mea cea mai arzătoare, ca omul să aibă parte din viața veșnică în împărăția Domnului. Slavă Domnului! Asta e Dumnezeu. Iar voi cei care ne-ați urmărit până acum, dacă sper că v-a plăcut mărturia aceasta și, în primul rând, sper să vă fie de folos. Să înțelegeți că, indiferent din locurile în care sunteți, Dumnezeu poate să vă scoată de acolo și că niciodată să nu credeți că puterea lui Dumnezeu poate să fie falimentară. Noi putem falimenta. Dumnezeu nu falimentează niciodată și Dumnezeu de acolo, din mocirile păcatelor noastre, ne poate pune pe stâncă, ne poate întări piciorul. Și ați văzut ce frumos să cânta fratele Burghelea despre viața din trecut, despre viața nouă și nouă Dumnezeu ne poate pune și pe buze două vorbe, o așa. Cântare nouă. Uiteam băiat de 30 de ani, 20 de ani m-a rugat pentru el. 20 de ani, zi de zi. Și băiatul lasă urmele mele. Numai talente, figuri, cu tare, bă, numai nenorociri, dar m-a rugat în fiecare zi pentru el. O palmă nu-i altă, o viață mă luam, mă, ce să-l mai bat, mă, dacă îl mai bat și eu, când bați un copil, faci o greșeală mare că prinde dușmănie pe tine și acum ți-l ia și ăștia, ți-l bagă și plan, homosexual, ți-l destruge, nu-l bate. Dar m-a rugat pentru el. Acum 10 ani copilul meu o luasă rău de tot cu droguri, figuri, avea numai pantalon de ea, pe o parte intra vântul, pe alta, e așa, mai, numai prostii avea în cap, domnule, mai rău ca mine. Și eu, când am fost 20 de ani în vârstă, zic, băi, stau cu tine, am avut din partea Domnului. Și zic, băi, vreau să spun un secret, Țeana, după ce am vorbit cu el mai multe. Băi, eu nu sunt tatăl tău adevărat. Dar cine? E Dumnezeu, mă.
El te-a făcut în mamă ta. În mamă ta. Nu eu, mă. Uite, așa spun psalmul 39. El te-a creat, măi. Și a lui să fie. El râdea. A, tate. L-a luat în brață. M-am dus mai departe și am vorbit cu Dumnezeu așa, cu Domnul Iisus. Doamne Iisuse, acest copil nu e al meu, e al tău, tu l-ai făcut măsa. Nu l-am făcut eu, eu nu l-am văzut cu ciocanul, tu l-ai făcut. Și a tău să fii, l-am luat dracu. Și am plecat liniștit. După două zile mă sună băiatul, eram pe la Craiova, că avea mașină bună. Trebuie să plec în Italia, la Italia, niște evanghelie, la Milano. Mă sună băiatul, tată, zice, nu mai ești pe mine în Italia, te iau. Avea niște haine, țărașul. Mă uitam într-un plăt, era băiatul meu, nu așa, trecut din gol. Și la Italia, într-o biserică, am avut un cuvânt la Milano. Pastorul, om deștept, a făcut o chemare, după ce a avut o predică puternică, și la urmă spune pastorul, toată biserica cu capul jos, să fac o chemare. Care dintre voi, prietene din această biserică, vreți că în această dimineață să-L primiți în viața voastră pe Domnul, ca Domn, și am ridicat o mână sus. Eram cu capul jos, ăla spunea din față, care cum deschidea unul câte o mână, știi? Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze. Și la urmă, s-a dus la biserică, vine băiatul meu și îmi spune, tată, vreau să spun ceva. Zi, mă, tată, în această dimineață l-am primit în viața mea pe Domnul ca Domn și Mântuitor. Auzi, dacă era Paraschiva și toate icoanele dumneavoastră, bucurie ca aia n-am avut, Doamne. L-am îmbrățișat, băiatul a lăsat țigara. Drogurile, evanghelist și am și patru nepoți, ați înțeles? Nu bateți copiii. Nu-i bateți. Rugați-vă. Rugați-vă și te vadă copilul că citești Biblia în fiecare zi și roagă-te pentru el. Chiar dacă fuge leacă pe lume, ți-l pie, ți-l trage Dumnezeu înapoi. Dar nu-l bate. Că degeaba îl bate. Nu mai se vremurile cu bătaia și cu inoa aia. Nu mai merge. Acum tu imediat ți-l tine. Stai și te vadă că citești din Biblie, mamă, tată, ce aia bunică și îți vezi copilul. Și dacă vrea, cu mine, eu sunt bunicul vostru. Domnul să vă binecuvânteze toate. Amin. Încă o dată, mulțumim pentru faptul că ați acceptat invitația noastră de a fi aici cu noi. Așa că, cine știe, poate dacă o să mai veniți aici, cine știe, poate că o să ne mai aduceți altfel de amintiri, altfel de întâmplări, da. Din care noi să tragem învățătură, să ne întoarcem la Dumnezeu, amin. De fapt, despre asta e vorba. Da. Așa că și voi, cei care sunteți cu noi, nu uitați că de fiecare dată ne spărțim în felul ăsta. Până data viitoare, nu lăsați problemele să vă doboare. Rămâneți în picioare.